Conform statisticilor Serviciului de Telecomunicații Speciale, administratorul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, în perioada ianuarie-martie 2020, din totalul de 2.539.700 de apeluri, un număr de 1.395.029 apeluri au reprezentat urgențe, 54,92%, iar 1.144.671 au fost apeluri non-urgente, 45,08%. În luna ianuarie 2020 au fost înregistrate 464.907 apeluri urgente și 384.168 de apeluri non-urgente. În februarie au fost contorizate 459.096 de apeluri urgente și 361.056 non-urgente, în timp ce în luna martie s-au înregistrat 471.026 apeluri urgente și 399.446 non-urgente. Cele mai multe apeluri non-urgente în perioada ianuarie-martie s-au înregistrat în București, Constanța și Mureș. Este de menționat faptul că apelurile non-urgente sunt în scădere cu peste 14% față de aceeași perioadă anului trecut, când au fost preluate 1.338.517 apeluri non-urgente. Scăderea numărului de apeluri non-urgente poate fi interpretată de un semnal pozitiv al faptului că cetățenii au înțeles importanța apelării responsabile a numărului unic de urgență 112.